Vreau să discut un pic despre acțiunile de NEA din ultima perioadă. Deci, să zic, senzația mea așa de simplu cetățean. Deci am impresia că în DNA sunt două mari tabere în momentul ăsta. Tabăra PSD-ului și tabăra PDL-ului, PDL-ului actual. Am impresia că se saltă și de acolo și de acolo, numai că în ultima perioadă se saltă cei din tabăra PDL-ului și aici vorbesc chiar de ultimul caz când a fost un dat de președinte pe care îi găseam la